O să mă uit în ochi, cu ochii în ambele camere, pentru că live-ul va fi transmis atât pe Instagram cât și pe Facebook. O să încerc să văd impactul pentru ambele platforme în același moment, să vedem cum interacționează publicul de pe Instagram și publicul de pe Facebook în același tip de conținut, în același live, cu o audiență diferită și cu un subiect interesant despre ultimul update pe care fondatorii Instagram l-au anunțat acum 7 zile în urmă, deci săptămâna trecută, IGTV. Până se adună careva din fanii noștri pentru a discuta despre IGTV, eu voi focusa aici un comentariu fixat. Salutare, Ileana Cosânzeana. De unde ne urmărești? De unde ne vezi? Salutare și celor de pe Facebook. O să avem nevoie de una, două minute de interacțiune ca urmăritorii și fanii noștri să fie informați că am intrat live pe Facebook și pe Instagram. Deci o să privesc cu ochii în ambele salutare din Chișinău, în ambele camere, ca să fiu pe ambele platforme și domnul Pâine de Autor, salutare și dumneavoastră. Subiectul live-ului de astăzi este despre canalul IGTV și despre noua aplicație sau noua platformă de video conținut pentru conturile noastre de Instagram. Probabil deja ați văzut actualizările. Salutare, Victoria! Salutare celor care s-au alăturat atât pe Facebook și pe Instagram. În acest moment suntem la 3 minute de live în direct și pe Facebook abia o persoană care ne urmărește. Pe Instagram suntem mai mulți. Înțeleg că fluxul de persoane și... Bună seara, Dorin Mereuță, mă bucur că ne urmăriți și sunteți interesat de cum să vă creați un canal TV sau un canal video pentru contul dumneavoastră de Instagram. Probabil dacă sunteți brutar sau autor, pâine de autor, aveți multe ce ne spune prin videouri și puteți să ne dați rețete diferite pentru cum să ne alimentăm sănătos prin pâine pe care o avem zi de zi la mesele noastre. Bună seara, Victoria! Bună seara, Ileana și celorlalți care s-au alăturat. Salutări din Canada! Victoria, mersi că ne urmărești din Canada. Nu știu ce oră este la tine, dar la Chișinău este ora 24 minute. Suntem într-o zi după ploaie, răcoroasă, dar sigur cu mare drag. Așa. Voi ați reușit să vă creați contul de IGTV sau ați testat sau cel puțin ați urmărit deja alte canale care au creat aceste conturi IGTV? Ce zice lumea pe Facebook și ce zic fanii de pe Instagram? Hai să vedem ambele platforme cum funcționează. 13 ore diferență. Ai dimineața acum sau, ca să-mi dau seama, este noaptea la tine sau dimineața? Facebook-ul este practic parțial paralizat, doar un vizitator suntem și interacțiune zero. Instagram-ul, până sunt notificați cei peste 11.000 de fani follower la canalul Instagram, mai urmează să așteptăm o minută, două. De fapt, ceea ce am pregătit eu pentru voi este mai mult trucuri și mai multe detalii despre platforma sau aplicația nouă pe care fondatorii de la Instagram și Facebook au anunțat o săptămână trecută. Este un nou update și un nou instrument care ne ajută să distribuim conținut video pe canalul nostru de Instagram. Și este vorba despre conținut care durează mai mult de 15 secunde. Deci acum avem posibilitatea să publicăm
până e amiază ora 1. Fain, Victoria, e bine că ești în timp cu noi și poți să ne urmărești la o oră comodă. Ziceam că IGTV este o platformă video de conținut vertical care ne permite să distribuim videouri din cadrul companiei sau din activitatea noastră, plus că videourile pot avea o lungime sau o durată minimă de la 15 secunde până la o oră de vreme. Dar cele 60 de minute sunt active doar pentru conturile verificate și pentru un update care este testat doar pentru careva canale. La moment toți avem, l-am descoperit, dar nu l-am încercat încă. Super, Victoria! Tu înțeleg că te ocupi cu bijuterii handmade? Sau ai o altă activitate? Scrie-ne în comentarii ca să înțeleg cum te poate ajuta acest instrument. Lenuța, salutare! Instagram este mult mai activ, Facebook-ul încă rămâne să trezească audiența și fanii de pe pagină. Ziceam despre lungimea acestui video. La moment, toți utilizatorii au posibilitatea să încarce videouri de durată de 10 minute maxim. Ulterior, acest update va fi ridicat până la 60 de minute, ceea ce ne permite să creăm conținut vertical. Asta este unica diferență de YouTube sau despre riscul că YouTube ar fi avut cu această lansare un nou concurent. YouTube-ul este la fel conținut de larg termen sau de durată mai lungă. Instagram-ul este cu IGTV va fi o platformă de conținut de video pe o durată mai scurtă. Deci videourile care le vom încărca pe această platformă vor fi ca un test pentru ulterioarele videouri care le ridicăm pe Instagram. Spre exemplu, atâta timp cât avem videouri mai lungi de 15 secunde, le putem publica în Insta, în IGTV și vedea interacțiunea publicului nostru sau vedea comentariile sau sugestiile din partea fanilor, respectiv la ce alte recomandări sau ce completări sugerează ei ca să adăugăm în video. Ulterior, când prelucrăm video pentru YouTube de mai o durată mai îndelungată și cu un conținut mai solid, atunci îl putem publica pe o durată mai lungă, pentru că vizualizările pe YouTube se acumulează în timp, iar pe IGTV asta poate să dureze doar mai mult în promovarea lucrărilor. Perfect, Victoria, putem să găsim câteva idei și pentru tine. Ziceam despre IGTV că videourile vor fi folosite și vor avea impact primele zile sau prima parte din timpul în care voi ați publicat acest video pe IGTV. Primele zile va avea impact și va avea comentarii. Ulterior, el deja practic va muri pentru că va fi necesar să ajutați ca să promovați vizualizările către acest video de durată mai mare pe IGTV. Și asta o putem face prin stories, putem face prin publicațiile noastre. Eliza, salutare! Cum se putea derula un video cu poze? Cum aș putea derula un video cu poze? Deci, Victoria, la această întrebare pot să-ți răspund un pic mai încolo, pentru că am câteva tipuri de aplicații care te vor ajuta să editezi videouri. Va putea să te ajute să editezi videouri atât combinate din fotografii cât și din video. Editori de video se numesc. Mersi, William, pentru laudă și pentru apreciere. Mă informez de pe site-uri, de pe bloguri și de pe însăși portalul oficial Instagram.com, care la fel are un blog și publică toate actualizările. Exact același lucru îl puteți face și voi. Și pentru că îmi place acest domeniu și vreau să fiu în permanentă actualizare cu aceste instrumente care pot ajuta companiile să promoveze serviciile sau produsele lor. Nu știu în care ochi cameră să mă uit, dar Facebook-ul avem mai puțini urmăritori în live, Instagram-ul este cu un număr de urmăritori mult mai mare și asta mă bucură pentru că lumea este mult mai activă pe această platformă și simt și o migrare de pe Facebook pe Instagram.
William, mersi pentru răspuns. Urmărește canalul nostru clickacademy.md și acolo vei putea vedea toate actualizările și toate... Haideți să scriu canalul aici. Toate actualizările și toate sfaturile pe care le avem zilnic despre această platformă. Pentru că Instagram nu este doar fotografie sau doar stories. Instagram, dacă vrei să faci vânzări și să faci profit din această aplicație, ceea ce, de fapt, scopul acestei aplicații a fost pentru a face interacțiune cu publicul, schimb de experiențe și share de atât de fotografii video, cât și platformă de vânzare pentru companii, și majoritatea companiilor deja au înțeles acest fapt, că acolo sunt, este publicul lor țintă și acolo investesc în buget plătit din reclame, atât pe stories, cât și pe feed-ul Instagram. Haideți să luăm pas cu pas câteva întrebări. Deci astăzi o să vedem ce este IGTV, unul la mână, o să vedem cum funcționează, cum îl încărcăm, ce aplicație descărcăm și cum creăm canalul nostru de IGTV, care sunt trucurile sau detaliile care trebuie să le cunoaștem despre această platformă, cum folosim IGTV-ul, idei de publicare a videourilor pe care o să vi le recomand pentru a face cât mai interesant canalul vostru TV pe Instagram și a veni cu idei de videouri noi. Vom vorbi despre formatele videourilor, cum încărcăm aceste videouri. Sunt două opțiuni. Putem încărca de pe desktop și putem încărca, apropo, de pe desktop este foarte comod și o să vă arăt cum se face asta chiar în câteva clipe când o să fac share la ecranul camerei. De pe desktop și de pe telefon. Deci de pe telefon este foarte comod pentru că avem telefonul, dar nu este comod pentru videourile care cântăresc mai mult de 20 de megabytes sau 25, ceea ce ne permite Viber-ul să putem face încărcare, descărcare. Atâta timp cât ne folosim de alte platforme, atunci e mult mai eficient pentru noi să încărcăm aceste videouri ca și cum am lucra pe un canal YouTube. Și Instagram-ul permite încărcarea videourilor pentru IGTV din aplicația sau din platforma de pe desktop. E suficient doar să știm pe ce link să accesăm, cum găsim canalul IG pentru profilul nostru de Instagram și să încărcăm de acolo, pentru că pe desktop. Cristina, salutare și celorlalți care s-au alăturat. Hello everyone! Putem să încărcăm de pe desktop și șablonul sau coperta videoului. Putem să încărcăm atât titlul cât și descrierea videoului și putem să facem și câteva rectificări, ceea ce pe mobil nu este permisă această opțiune. Salutare, Cristina, de unde ne urmărești? La fel vom atinge subiectul și analitici sau statistici pentru aceste videouri din canalul nostru de Instagram și vom vorbi despre câteva aplicații pentru editarea videourilor din desktop sau de pe mobil. Ceea ce probabil voi deja lucrați cu careva dintre ele, eu o să vă mai recomand câteva aplicații ca să puteți descărca pe telefon sau Constanța, salutare! Ești moldoveancă? Da, sunt moldoveancă din Chișinău. Dar tu, William, de unde ne scrii? Interesant să știu de unde ne urmăresc. Deci avem o vizitatoare sau o colegă care ne urmărește din Canada și ea se ocupă cu bijuterii. Salutăm și pe Carolina din Spania, Cotruță Mihaela, Victoria din Canada, Eliza Chișinău, William, tu de unde ești? Din Suceava. Super! Și cu ce activitate, cu ce sferă, cu ce nișă ești pe Cristina Zelinski Chișinău? Foarte bine! Astăzi este mult mai interactiv live-ul nostru și asta mă bucură. Înțeleg că mulți dintre voi o să-l privească după orele 20, când o să-l finisăm. Mihai, salutare! Tu pe Facebook, Carolina pe Instagram. Asta e fain! Fiecare are platforma lui preferată și presupun că dedică mai mult timp Mihai pe Facebook și Carolina pe Instagram.
Ziceam și despre acele aplicații care vă vor ajuta să editați aceste videouri și să creați atât coperta lor interesantă, cât și practic o să facem același lucru pe care îl fac bloggerii sau influencerii când publică videouri pe YouTube. Și acest canal este destinat pentru acele persoane care vor crea conținut interesant sau, de ce nu, dacă călătoriți și vă plac călătoriile, să filmați videouri cu drona din călătoriile voastre, din vacanțele voastre și să Xenia salutare și celorlalți care s-au alăturat. Dacă sunteți vlogger sau blogger sau vă place să călătoriți și aveți pasiune pentru a călători, luați-vă camera, drona și filmați cât mai multe locuri frumoase pentru a șerui la toți fanii și prietenii voștri. Și plus, puteți folosi, nu uitați de ochelarii magici care vă vor ajuta să vedeți aceste imagini din prisma 360 de grade. Este foarte fain. Eu tot sunt, cum se numește, Google Share, fac share de videouri și diferite imagini filmate cu drona și 360 de grade printr-o aplicație pe care o am descărcată și e foarte fain pentru că pot să urmăresc cu ochelari sau fără ochelari 360 de grade și același Tour Eiffel și aceeași plajă și alte locații. Este foarte fain pentru cei care călătoresc. Dar nu despre călătorie astăzi vorbim, pentru că în călătorie mergem în luna iulie și august și acolo vom dedica pentru acest tip de conținut video. Pentru toți ceilalți care au alte tipuri de afaceri, activități în domeniul frumuseții, activități în servicii juridice, avocatură, servicii consultanță sau servicii de, acolo era domnul cu brutărie, pâine de autor, bijuterii și multe alte activități, haine, cosmetice, produse alimentare sau încălțăminte, haine pentru copii, oricare alte tipuri de produse care se vând, le puteți crea conținut video, pentru că peste 80% deja conținutul video este mult mai oferă sau are mult mai mult impact ca conținutul fotografiilor și celorlalte tipuri de conținuturi și se zice că în următorii 2-3 ani, practic, majoritatea conținutului care va fi vizualizat și urmărit va fi conținutul video. Chiar dacă acest lucru spunem din începutul 2017, deja suntem în 2018 și tot mai mult vedem impactul acestor videouri atât scurte prin stories de 15 secunde, și prin videourile de 1 minut, 2 pe care le dăm ca pastiluțe pe conturile noastre de Facebook. YouTube-ul este o platformă de long termen sau long time și acolo prevalează sau sunt mult mai vizibile videourile lungi pe lung termen. Instagram, IGTV și Facebook sunt videouri care pot fi rulate pe o perioadă scurtă și au un impact pe un anumit termen, la o anumită promoție sau la o anumită colecție pe care o lansăm. Haideți să vă zic despre acest nou update și despre această creștere masivă pe care a avut-o Instagram la 1000 de milioane de utilizatori deja. Crețu, Musteață, salutare! Salutare tuturor care s-au conectat pe Instagram și celor de pe Facebook care ne urmăresc. Reamintesc, subiectul live-ului de astăzi este IGTV și importanța lui pentru canalele noastre personale și pentru canalele profesionale sau business, pentru promovarea afacerilor noastre. Un instrument foarte util care va fi luat în calcul de către managerii proiectelor, de către marketerii proiectelor sau de către social media manager care gestionează careva pagini și vor să creeze conținut care va atrage atenția publicului și potențialilor clienți. Ziceam că IGTV este o televiziune a Instagramului și va fi folosită de oricare utilizator. Deci aici nu este limită pentru business account sau pentru conturi simple, pentru conturi personale.
Unica necesitate pe care o are această platformă este să descărcați aplicația IGTV, o aplicație în App Store, o găsiți atât pentru Android cât și pentru iOS. O descărcați și instalați această aplicație. Odată instalată, veți urma acești pași din aplicație și veți crea canalul vostru. Canalul vostru îl puteți crea direct luând numele vostru de pe Instagram și imediat veți primi și posibilitatea să încărcați primul vostru video. La video pe care voi îl încărcați, puteți pune un titlu și puteți pune descrierea pe care... apropo, în descrierea videoului puteți face o descriere fără limite de caractere. Ideal ar fi ca să nu fie foarte lung textul, pentru că și dacă facem spațiere între paragrafe sau între texte, să nu fie foarte lung pentru a nu atrage atenția și omul să facă scrolling în sus, în jos. Plus, putem pune link-uri care sunt clicabile. Dacă contul de Instagram, unicul link clicabil îl are în biografie sau în acel link tree sau tap link sau eagle link pe care ne permite să facem ramificare de alte link-uri, aici în fiecare video cu descrierea lui putem să anexăm link-ul către site-ul nostru, către articolul nostru sau către alt platformă, blog pe care noi gestionăm. De asta este foarte util să avem canalul de Instagram dacă vrem să facem trafic către platformele noastre personale, adică nu depindem nici de Instagram, nici de Facebook. Site-ul nostru este instrumentul sau casa noastră către care aducem trafic și facem conversie pentru captare de lead-uri. Acolo deja pregătim lead magnet-uri sau dăm video gratuite, cursuri gratuite și respectiv putem colecta e-mailul, telefonul sau putem să colectăm alte date de la client, conectarea lui direct prin Messenger sau conectarea lui prin Viber, WhatsApp și alte canale Telegram. Este foarte important să folosiți acest instrument sau acest truc de a folosi descrierea cu link-uri și hashtag-uri. La fel, hashtag-urile și link-urile sunt clicabile în IGTV, în descrierea videoului de pe IGTV, ceea ce înseamnă că recomandarea mea ar fi să folosiți hashtag-uri clicabile, dar hashtag-urile voastre tematice. Să presupunem că aveți hashtag, spre exemplu, Click Academy are hashtag-ul lui tematic Click Academy Live sau Click Academy Curs. Deci dacă eu unul din aceste videouri voi folosi hashtag-ul Click Academy Curs, având posibilitatea ca să-l direcționeze pe potențial client la un alt album sau la o altă postare cu acest hashtag, îl direcționez către un conținut util pentru el. Adică la fel poate să facă acea legătură cu alt conținut pe care eu îl am în canalul meu de Instagram. Nu recomand folosirea hashtag-urilor generale pentru că ele duc la un public diferit care nu reprezintă afacerea noastră sau interesele pentru canalul nostru. Așa, ce putem să vedem pe acest IGTV? În afară de videourile noastre, videourile fanilor noștri, canalelor lor, cele mai populare canale pe care Instagram ne recomandă și la fel putem să vedem o categorie de videouri care le-am început a vizualiza și nu le-am dus până la capăt, nu le-am finalizat. De asta acolo sunt ca o colecție care urmează să o finalizăm și Instagramul la fel ne recomandă videouri din toată lumea populare, pentru că acest instrument este abia de câteva zile. Nu toate conturile Instagram și-au deschis IGTV pentru că este necesară informarea corectă despre cum se folosește acest canal, de ce este utilă această platformă pentru conturile noastre și de ce trebuie să facem share de videouri pe această platformă IGTV. Care dintre voi care sunt acum live pe Facebook sau pe Instagram aveți IGTV canal creat? Ați reușit să descărcați aplicația? Ați instalat aplicația și v-ați creat canalul? Ați publicat primul video și ați început să primiți vizualizări, comentarii, like-uri sau alte
alte interacțiuni cu videourile voastre, spuneți-mi ceva ca să înțeleg cei care sunteți acum live cu mine, ce impact ați avut voi, ce concluzie ați făcut după folosirea acestui instrument și dacă îl vedeți util sau nu îl vedeți util. Haideți să facem conexiune. Voi îmi răspundeți și eu vă ascult. Încă nu? Presupun, Mihai, că urmează să vezi alte exemple și ulterior să vedeți cum puteți implica în paginile voastre. Nu am reușit să creez Ileana Cosânzeană, dar dacă ai crea, ce tip de conținut te gândești să publici acolo? Este un profil personal pe care vrei să faci un cont sau este un profil business? Ileana, dacă poți să ne răspunzi ca să putem să te ajutăm. Nu am reușit să creez, ok? Și pe Facebook la fel nu s-a reușit. Dar business, perfect. Deci dacă ai un profil business și crezi că videourile care le putem pune pe stories de 15 secunde și un minut pe feed sunt prea puțin pentru pagina business pe care o gestionezi, atunci îți recomand cu drag să creezi acest canal TV pentru profilul tău sau canalul tău de Instagram și să distribui conținut video despre idei, trucuri și tipuri de videouri pentru canalul nostru IGTV. Găsiți chiar în ultima postare pe care am făcut-o pe canalul clickacademy.md pe Instagram. Acolo deja sunt 3 publicații pe care discutăm și descoasem toate secretele din IGTV, plus că astăzi o să vă mai zic și o să vă arăt câteva care încă nu am reușit să le publicăm pe Instagramul canalului Click Academy MD. Apropo, diferența dintre YouTube și IGTV este că încă, asta este la moment, nu se poate monetiza prin videourile din IGTV. Ceea ce YouTube-ul poate monetiza și acolo cei care lucrează și știu cum se fac banii pe YouTube, pot monetiza prin videourile lungi sau prin reclamele sponsorizate pe YouTube cu AdSense și cu toate celelalte instrumente pe care YouTuberii le folosesc. Însă pe IGTV nu putem monetiza acest fapt, doar bloggerii și influencerii pot monetiza atunci când prestează un serviciu de a publica pe pagina lor un video cu ei sau o filmare cu ei, o fotosesiune. Deci doar ei ar putea să promoveze indirect pe comunitatea lor aceste videouri, materiale video. Deci încărcăm videouri scurte de la 16 secunde până la 10 minute la moment. Ulterior va fi update-ul și pentru mai multe minute, maxim 60. Există câteva limitări despre dimensiuni, formate. Recomandarea mea este ca dacă sunt videouri până la 10 minute și 600 MB, să fie cel mult 650 MB, le putem trece prin telefon, gen Drive, Dropbox sau AirDrop de pe MacBook sau de pe iPhone, dar celelalte de 60 minute care deja depășesc câțiva gigabyte și maxima capacitate pentru asta este 5.4 gigabyte, le putem încărca doar de pe desktop. Haideți în următoarele clipe să vă arăt cum se face asta. O să încerc să fac un share la ecran. Așa. De pe Facebook, din păcate, nu o să putem face asta. Cei de pe Instagram o să poată vedea asta. Deci este important să avem indicat aici linkul, numele la canalul nostru și channel. Deci pentru cei de pe Facebook o să editez în comentariile acestui video linkul către canalul vostru de IGTV pe desktop și de unde puteți să încărcați videourile de pe desktop în canalul vostru de televiziune pe Instagram. Vă zic că este instagram.com/username-ul vostru de pe Instagram/channel și aici aveți posibilitatea să vedeți ce videouri ați încărcat
și cum să încărcați videourile de pe desktop. Celor de pe Facebook le arăt să se ducă pe Instagram să privească sau le pun linkul ulterior la acest live ca să vedeți și voi cum puteți să lucrați mai comod și mai ușor de pe desktop. Uite așa ar fi versiunea de pe televiziunii voastre pe Instagram de pe desktop. Instagram.com/tv/upload este opțiunea pentru a încărca videourile și a pune copertă pentru video, a găsi un titlu. Deci aici putem să facem o simulare indirect dacă îmi reușește să găsesc un video pentru acest, de, spre exemplu, acest video, dacă îmi reușește să-l, ziceam, prin diferite aplicații care o să vă recomand, prin diferite aplicații pe care o să, pentru că formatul orizontal este acceptat, dar nu este acest conceptul acestui instrument. Pentru că utilizatorii voștri va trebui să întoarcă telefonul în așa poziție ca să le fie lor comod să privească. Deci avem nevoie de un format 9x16 și vertical. Aplicațiile pe care o să vi le spun în următoarele clipe o să le aveți pentru a fi disponibile să le gestionați. Dacă am avea formatul vertical de la 15-10 minute pe desktop, am putea încărca și coperta și titlu la acest video. Deci o să putem pune un titlu, o să putem pune o descriere cu linkurile, cu hashtag-urile noastre importante și o să putem să-l publicăm și pe pagina noastră de IGTV. Așa, este linkul pe care o să vi-l las și să-l puteți lucra doar de pe desktop. Dacă până la moment aveți careva întrebări sau aveți careva sugestii, vă rog să mă opriți și să mi le dați în direct ca să știu dacă până la moment este clar. Deci, ca rezum la tot ce am vorbit până acum, în primul rând decideți-vă dacă aveți nevoie de IGTV și dacă o să faceți conținut video mai mare de 15 secunde până la maxim 10 minute. Deci aici ar fi trebuit să fie și conținut interesant, util pentru fanii voștri. Dacă aveți această necesitate, descărcați aplicația IGTV. După ce ați descărcat aplicația, instalați-o pe telefonul vostru și creați salutare și creați un canal cu denumirea paginii voastre pe Instagram. Ulterior, publicați primele videouri cu titlu, copertă, descriere. În descriere punem linkul la site, dacă avem un site sau un website sau un articol sau oricare alte linkuri exterioare și publicăm și hashtag-urile noastre tematice pentru a putea direcționa publicul către anumite postări cu conținut de aceeași tematică sau un album de postări care au fost tăguite sau etichetate cu acel hashtag. Până la moment, aceasta am discutat în prima parte și am vorbit despre cele două linkuri de pe care putem vedea IGTV de pe desktop. Deci primul este instagram.com, numele canalului nostru, bară channel, și al doilea este instagram.com/tv/upload, ce ne permite să vizualizăm canalul nostru de pe desktop și să publicăm de acolo direct videourile care sunt mai lungi și care nu le putem trece nici pe Viber, nici pe WhatsApp, pentru că astea, în primul rând, reduc capacitatea și forma videoului ca calitate, iar celelalte videouri mai scurte, până la 10 minute, încă, dacă nu depășesc capacitatea memoriei telefonului nostru de a descărca, le putem trece prin Dropbox, Google Drive sau AirDrop de pe iOS sau MacBook-urile noastre. Haideți să vedem despre câteva chestii pentru utile despre tematici. Ce putem să punem în aceste IGTV și idei de videouri? Ce putem să publicăm în aceste videouri? Ce tipuri de conținut, ce tipuri de videouri? Voi ce sugestii aveți sau ce videouri ați văzut în canalele create deja
pe IGTV. Spuneți-ne voi ce ați văzut în aceste zile, dacă ați urmărit careva canale și dacă v-au apărut careva canale spre a vizualiza conținutul lor de pe IGTV. Haideți să vă întreb, ați văzut careva din aceste videouri pe IGTV? Voi ați văzut careva, cei de pe Facebook, ați văzut careva videouri pe IGTV? Salutare! Salutare celorlalți care s-au alăturat, Rada, Nicu, Vremeș. Salutare celor din Italia. Ne vedem în iulie acolo în Italia curând și celor care ne urmăresc și din Spania, Canada, România și Chișinău, majoritatea sunt fanii mei sunt sau followerii sau cei care au apreciat pagina de Facebook sunt din Chișinău și Spania. În Spania ne vedem în august, în Italia în iulie, așa că vacanța este deja planificată pentru a crea conținuturi video pentru canalul meu sau pasiunea mea de a călători. În cealaltă parte a videoului de astăzi vorbim despre idei și trucuri, ce putem să publicăm pe IGTV, ce tipuri de videouri. Și v-am întrebat pe voi despre tipurile de videouri pe care le putem publica aici. În primul rând, puteți publica video complex despre compania voastră, despre echipa voastră, despre tipurile de servicii și despre tipurile de produse pe care le faceți. Să presupunem că este un cabinet cosmetologic sau un medic estetician sau un medic chirurg care face, nu știu, lărgire, mărire de sâni, lărgire, mărire de buze sau toate procedurile pe care le fac medicii pentru față. Aici putem să publicăm videouri despre cum decurge această procedură și cum afectează, care sunt rezultatele după o săptămână, două de la procedură. Deci videouri despre aceste tipuri de servicii. Dacă lansăm un vlog, deci am o prietenă care o motivez să-și lanseze un blog în sănătate și cred că curând veți vedea și voi această tendință și acest nou canal vlog IGTV în sănătate. Nu vă zic numele și cine este persoana, dar o motivez ca să-l creeze și să dea conținut util, sănătos despre sfaturi și cum să menținem sănătatea prin remedii corecte în nutriție, în sport și în echilibrare corp, suflet și energie pe care o primim de la persoanele din jur sau de la activitățile pe care le facem. Dacă începeți un vlog, neapărat IGTV este instrumentul perfect pentru a vă promova aceste videouri. Dacă aveți un canal video pe YouTube și aveți acolo urmăritor genul youtuberilor, atunci IGTV o să vă ajute să dați conținut mult mai de lungă durată, mai mare de 15 secunde și să vedeți reacția publicului vostru și pe Instagram atunci când ei vor să primească mai mult decât cele 15 secunde sau decât cel un minut. Veți testa IGTV pentru aceste tipuri de videouri. Ulterior puteți face videouri interesante gen how to, cum să și să dați răspuns la anumite tipuri de masterclass-uri, anumite tipuri. Puteți să faceți replay la live. Deci, spre exemplu, când o să termin acest live, o să-l pot salva și publica în IGTV, dacă o să pot să tai secvențe de 10 minute. La moment am doar posibilitatea până la 10 minute. Ulterior, pentru deja conturile verificate cu bifă albastră, au posibilitatea să publice până la 60 de minute. Noi, utilizatorii ceilalți, utilizăm IGTV doar până la maxim 10 minute durata videoului. Putem să facem interviuri cu clienții noștri sau recenziile clienților noștri. Putem să facem interviuri cu speakeri, traineri, cu protagoniștii emisiunilor noastre sau protagoniștii anumitui proiect pe care
îl promovăm, spre exemplu, oameni de afaceri sau, spre exemplu, oameni, femei care gestionează afaceri pe online sau, spre exemplu, oricare idee este binevenită pentru pasteluțe de maxim 10 minute pe IGTV. Putem să facem mini-tutoriale despre cum se fac X sau cum se face alt tip de activitate. Sau putem să filmăm rețetele de maxim 10 minute pentru blogerii culinari. Dacă sunt pe aici blogeri culinari și sunteți pasionați în culinărie, puteți să arătați prin videouri de până la 10 minute și să le oferiți pe IGTV. Puteți să folosiți videouri despre cum să faceți o coafură în 10 minute pentru cei care sunt stiliști, coafori sau cum să faceți unghii sau desene la unghii sau cum să faceți machiaj și oricare how-to care au avut tendințe de impact foarte mare pe YouTube, le puteți prelua și le puteți ajusta la timpul de 10 minute maxim și pentru IGTV. Aici oricare companie își poate găsi tematicile lui interesante pentru a le face publice pe IGTV, canalul lor de televiziune pe Instagram. Puteți face răspunsuri și întrebări către anumite provocări care vi sunt lăsate în messengerul vostru sau pe site, pe chatul vostru. Spre exemplu, răspunsuri la întrebările clienților, fanilor sau vizitatorilor de pe pagină, de pe site. Deci faceți un mini-vlog sau un mini-video și îl publicați pe IG-ul, canalul vostru de Instagram. Puteți să faceți replay la webinarii, la live-uri. Am zis anterior că o să salvez acest live și o să-l pun și eu în IGTV pentru secvență de 10 minute. Putem să facem mini-cursuri online, spre exemplu, într-un curs de 10 minute pot să vă arăt cum să setează corect o campanie pe Facebook atâta timp cât alegem poziționarea Insta Stories și să vă explic în 10 minute acest mini-tutorial. Putem să facem videouri cu drona, dacă suntem pasionați de călătorii și călătorim în diferite colțuri ale lumii, sau putem să facem, Lilia, salutare, sau putem să facem videouri de prezentare a apartamentelor pentru a arăta vizitatorului atmosfera și ce se vede 360 de grade în această locație, noua lui casă pe care urmează să și-o procure. Putem să facem videouri despre cum se gătesc bijuteriile sau se pregătesc. Putem să facem videouri despre cum se gătește acea pâine de autor al lui Dorin Mereuță și putem să avem 100 și 1000 de idei. În ultima postare de pe Instagram, clickacademy.md, găsiți 14 idei despre ce să publicăm conținut video pe IGTV, canalul nostru de televiziune pe Instagram. Presupun că este o confuzie din tot ce se întâmplă pe ultima sută de metri din mai, update-urile care au fost pe Facebook, acum noi update-uri care au venit pe Instagram și tot această diferență dintre interacțiunile pe Instagram, interacțiunile pe Facebook și scăderea impactului pe Facebook și creșterea lui pe Instagram, putem să vedem o tendință la să prezicem următorii 2-3 ani ce o să fie pe Instagram. Instagramul va domina Facebook-ul cu siguranță și mai ales va domina un conținut video pe care deja îl testează cu IGTV-ul și presupun că urmează să facă și pasul următor de a monetiza această platformă. La moment nu este monetizare pe această platformă, dar deja cei care sunt implicați și au o comunitate mare o pot face indirect. V-am zis anterior despre blogerii care pot face deja acest lucru. Ce alte instrumente v-aș recomanda ca să vă zic ceva ce v-ar impacta? Ar fi dacă conturile noastre care au 10.000 de fani au posibilitate să facem swipe up și mulți pentru asta pledează ca să cumpere follower sau să investească în reclamă plătită pentru a aduna această comunitate de 10.000 de fani. În IGTV, oricare cont
public, oricare cont privat sau oricare cont companie, business, are posibilitatea să pună link-uri. Deci asta este unica diferență și unicul avantaj care îmi place la acest instrument. Deci în descrierea videoului pe IGTV putem să încărcăm link clicabil și putem să încărcăm, să ducem clientul către site-ul nostru, către blogul nostru sau către alt portal web. Deci oricare vizitator poate să pună linkul în descrierea pozei. Plus că cei care avem deja acest swipe up, când clicăm și alegem linkul, putem să alegem link către un site sau link către un video de pe IG. Și acesta este un instrument ca să putem duce trafic către linkul videoului nostru de pe IGTV și cei care au văzut stories-ul nostru să meargă direct către acel video de mai lungă durată, care este continuarea celor spuse în story-ul anterior sau povestea anterioară. E un pic de strategie despre cum să-ți duci trafic la IGTV și cum să faci ca followerii tăi să facă câte mai multe interacțiuni și să vizualizeze acel link lung, acel video lung, pentru că acolo ai și descriere, acolo spui în 10 minute tot procesul sau tot masterclass-ul și acolo ai și hashtag-uri, ai și comentarii, interacțiuni, ceea ce pe stories nu se vede. Deci tu vezi în particular în mesaje direct cu cei care au interacționat în stories, în povestea ta. Pe IGTV, la fiecare video, vei vedea cine și ce comentariu a făcut ca să duci o interacțiune și să vezi părerea mai multor persoane cu referire la acest video de 10 minute. Haideți să vorbim despre câteva aplicații. Eu v-aș întreba pe voi ce aplicații video folosiți voi pentru editarea videourilor pe Instagram sau videourilor de pe desktop. Voi ce aplicații folosiți? Tăcere. Tăcere pe Facebook, tăcere pe Instagram. Haideți să facem share de aplicații și să vă fie și vouă util acest update și acest live din această seară. Deci de aplicațiile care le putem găsi pe iOS, cei care au iPhone sau MacBook-uri, avem fără limitări, Mihai, pentru că sunt și pentru Android aplicații la fel de bune. Deci este iMovie, care putem edita, putem tăia, putem pune diferite poze de intro, așa, Hyperlapse, video editor. Da, Hyperlapse este o aplicație utilă, dar nu pentru editarea videourilor. Hyperlapse este modalitatea de a face din videouri lungi videouri mai scurte și, ca sugestie, el vă poate oferi conținut atunci când aveți un proces mai îndelungat sau prescurtați la o viteză maximă de 12 ori sau 24 de ori mai mică. Și Hyperlapse-ul va ajuta să faceți aceste tipuri de videouri. Ulterior, le editați prin Video Editor, le editați prin Adobe Premiere, iMovie, Camtasia sau ScreenFlow. Eu folosesc Camtasia, iMovie și ceea ce mai folosesc este Video Editorul și InShot, o altă aplicație pe care o puteți găsi atât pe Android cât și pe iOS, deci sistemul de operare pentru iPhone. La mobil mai putem folosi și Quick, aplicația Quick Q și iMovie, care v-am zis, VideoLip și VideoShop. Sunt câteva aplicații pe care le voi lăsa în comentarii la videoul de pe Facebook, la live-ul de pe Facebook, cât și la IGTV, care voi încerca să tai 10 minute din acest video și să-l punem pentru cei care vor urmări sau relua acest live pe Instagram. Celorlalți de pe Facebook le va fi mult mai ușor, pentru că le voi publica în comentarii aceste aplicații și le veți putea descărca ca să le puteți folosi și voi. Haideți să vedem cine dintre voi de astăzi și-a rămas
și-a făcut concluzie și a rămas decis că va crea canal IGTV pentru pagina lui business sau pentru canalul lui de Instagram. Cu siguranță este nevoie de multă practică și trebuie să luați 10 minute ca să descărcați aplicația, să creați canalul, să instalați primul vostru video, să vă găsiți în istorialul camerei voastre sau memoriei telefonului vostru acele videouri care sunt relevante și credeți că sunt reprezentative pentru fanii voștri. Și ulterior să puteți vedea cum interacționează. De fapt, din telefon, atât timp cât avem canalul de IGTV și sunt publicate aceste videouri, avem și posibilitatea să facem analitica acestui video și să vedem câte vizualizări au fost, câte comentarii au fost, câte like-uri am primit și câte procente de reținere sau care este procentul de vizualizare. La fel ca și statistica de pe Facebook, când facem reclame la videouri, vedem câte vizualizări, câte like-uri, câte comentarii și cât procent din acel video a fost urmărit pentru de fanii noștri, de toți cei care au interacționat cu videoul. Cine dintre voi s-a decis să-și facă după acest live canal IGTV sau cine are necesitate și a înțeles utilitatea lui, ca să vedem și să așteptăm conținut video pe blogul sau vlogul, mai bine zis, și pe pagina business, pe profilul personal. Haideți să vedem cine ne va invita cu conținut nou pe canalul lor de Instagram. Eu cam asta am vrut să vă spun în această oră. Sunt câteva chestii pe care deja le aveți și în postările, ultimele postări pe canalul Click Academy MD și sunt și câteva chestii pe care vi le-am spus astăzi, nu în premieră, dar ca sfaturi utile și ca sugestii pe care nu le-am publicat în postările de pe Instagram. De asta sunt și aici câteva chestii pentru voi, cei care ați fost online și cei care o să reurmărească acest live. Pe Facebook am promis să vă pun linkurile către canalul vostru de Instagram direct și către platforma IGTV de pe desktop, ca să le puteți încărca, la fel cum avem și canalul de YouTube și acolo încărcăm direct videourile noastre, edităm titlul și edităm descrierea, punem hashtag-urile și link-urile necesare. Exact același lucru o să puteți face și pe IGTV de pe desktop. Pentru cei de pe Instagram, să le recomand doar să urmărească IGTV pentru Click Academy sau platforma mea care am creat canal și acolo, pe acest canal, pe Lia Pogolșa. Să vedeți în descriere link-urile pe care o să vi le ofer și urmăriți canalul Click Academy MD sau profilul meu personal pentru a vedea următoarele două postări despre acest instrument. Ce întrebări aveți? Spuneți-mi dacă mai sunteți aici, dacă aveți întrebări. În oricare alt tip de instrument pentru Instagram, ce întrebări sunt? Ce provocări aveți? Cu ce obstacole vă întâlniți în fiecare zi sau în strategia voastră de promovare pentru Instagram? Care sunt așteptările voastre de la Instagram? Ce doriți mai mult? Follower, fani, like-uri, interacțiuni? Ce vă doriți de la Instagram? Nicoleta, salutare! Lilia, Mihai, Nadia, cei care sunt pe Facebook și ceilalți. Butons, fabric, ce faceți voi acolo? Ce vindeți voi? Ca să deschidem contul vostru de pe Instagram și să putem privi în direct. Butons.fabric Store. Țesături și accesorii este un canal de Instagram pentru Chișinău cu stofe și furnitură pentru cusut. Da, sunt aici pe desktop pe canalul vostru și îmi dau seama
despre tipul de tipul de produse pe care le aveți, stofele pe care le aveți. Un canal la prima vedere destul de interesant și colorat, un canal care lucrează cu hashtag-uri, lucrează cu locații. Ar trebui să mă uit și de pe dispozitivul mobil ca să înțeleg. Un canal care folosește descrierea pozelor prin paragrafe, prin paragrafe care delimitează ideile, și un canal care merge mai mult pentru publicul rus, după câte înțeleg. Foarte bravo sunteți! Aș sugera să... da, este biling, atât reperele pe care le aveți în două limbi, cât și pe postări care sunt în română, care sunt în rusă. Aveți 415 follower și presupun că ați obținut acești follower organic, pentru că aveți foarte mulți following, adică voi pe care urmăriți 2399, și aici am putea să vă sugerez careva strategii de creșterea comunității. Publicul vostru este destul de nișat, adică doar cei care sunt interesați să-și coase la comandă, doar designerii vestimentari și doar cei care se ocupă cu vestimentația și tot ce ține de creații la comandă. Deci celelalte femei sau persoane care merg și cumpără direct în magazin, practic nu este publicul vostru, doar dacă are nevoie de accesorii, butoane sau careva elemente decorative, ceea ce ați putea voi pune la dispoziție pe pagina voastră. Dar la general aveți un conținut destul de interesant, destul de interactiv, atât colaje cât și diferite tipuri de fotografii. Păstrați o cromatică predominantă în culori deschise, palide, clare, mai ales că și logo-ul vostru este în format alb-negru. Țesături și accesorii, vestimentare, așa, aici ați folosit un Instagrid care i-ar lipsi descrierea jos, dacă tu o să observi, nu știu cine este în spatele acestui cont, el sau ea, dar îi lipsește o descriere pe pozele de la Instagridul din startul paginii. Să te uiți și să vezi dacă poți să modifici sau să corectezi careva din aceste detalii. Butons fabric. Foarte bine că avem așa tip de magazine sau salon și mai practicați și stories cu prețurile direct și cu calitatea stofelor, descrierea lor. Sunt câteva recomandări. Folosiți și locațiile la stories și publicați-vă și hashtag-ul vostru care vă reprezintă, hashtag-urile tematice. Deci pe Instagram avem limitare până la o oră fixă, cât durează live-ul și se întrerupe încă un minut și 42. Eu, dacă ai întrebări, buton să-mi scrii în privat, te rog, ca să te pot ajuta sau sugera careva din îmbunătățiri, pentru că de pe desktop se vede sub o formă, de pe mobil pot să văd cu totul alte chestii, elemente pe care le poți îmbunătăți. Ok, voi lua în considerare. Mersi mult! Și celor de pe Facebook, cât și celor de pe Instagram, vă salut! Vă zic că mi-a fost dor de voi timp de o săptămână, că am lipsit pe online. Am lipsit de pe online. Miercurea viitoare pregătim un nou subiect. Mâine dimineață mergem la prima oră ca să discutăm despre IGTV și despre importanța promovării companiilor pe Facebook și Instagram și în genere toate aceste update-uri și aplicații și schimbări care s-au făcut. Ne vedem mâine la 8 la prima oră la Prime și pe Instagram, pe IGTV, pe Facebook rămâne live-ul pentru voi și chiar vreau să văd până mâine dimineață care va fi interacțiunea în comparație dintre aceste două platforme. V-am pupat, vă las o seară perfectă să aveți.
o seară liniștită în, la jobul vostru, în familia voastră sau cu voi însăși personal. Cele bune și ne reauzim într-o altă ocazie cu alt video online.